Astăzi vom vorbi despre dafinul, care este o aromă, nu numai că este utilă și delicioasă în bucătărie, dar are și o mie de proprietăți benefice pentru corp și păr. Și vom prepara un unguent cu uleiul făcut din fructele de dafin și din frunzele de dafin. Vom mai avea nevoie de ceară de albine și vitamina A și E. Și să vedem cum se prepară. Într-un vas vom pune apă, apoi vom pune un vas de sticlă deasupra, unde vom adăuga uleiul nostru de dafin din fructe și din frunze, deci cât dorim să ne iasă. Vom pune ceara de albine. Săpunul de dafin este 100% natural și este realizat la rece, cu 4 ingrediente naturale: uleiul de măsline, uleiul de dafin, infuzia de dafin și sodă naturală caustică, nimic altceva. Este recomandat pentru toate tipurile de piele, în special pentru cea foarte uscată, sensibilă și fragilă. Și este recomandat pentru diverse afecțiuni ale pielii. Și este bogat în uleiul vegetal care hidratează, hrănește și protejează pielea. Și timpul de procesare a acestui săpun realizat la rece este de circa 40 de zile, după aceea poate fi folosit fără nicio problemă. Curăță fără a irita, treptat. O lăsăm să se topească pe baie de abur. Și apoi vom, cum vedeți în video, vom încerca să vedem dacă se întărește uleiul nostru. Dacă vedem că încă nu este îndeajuns de tare, mai adăugăm puțină ceară. Și vom încerca mereu cu picătura. Punem câte o picătură într-un vas mai rece. Dacă s-a întărit și suntem mulțumiți, atunci este gata. Și la urmă vom adăuga vitamina A și vitamina E. Și păstrați unguentul de dafin într-o cutiuță sau într-un borcanel de sticlă și se folosește ca orice cremă antireumatică prin masarea zonelor dureroase. Este de preferabil ca această procedură să se facă seara înainte de culcare și după masaj să stați la căldură. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, că mă urmăriți, că mă susțineți. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și ne vedem cu noi rețete. Vă pup! La revedere!